Cartea promite să vă țină cu sufletul la gură până la final. Deși este o lucrare de ficțiune, cititorii pot asocia cu ușurință firul narrativ cu realitatea din țara noastră, spun autorii. Vorbim despre un președinte, fără să-l numim în carte, un președinte foarte jucător, care s-a înconjurat de foarte multe doamne pregătite, inteligentă, ambițioasă, extrem de periculoasă și, ca să mă exprim într-un limbaj elegant, progresistă. În fața cititorilor, cu autorul Eugen Cerbănescu, am mărturisit că într-un final cea mai terorizată amantă din carte este nimeni alta decât democrația. Pe noi ne interesează amestecul vieții intime în actul de decizie politică. Ai luat riscul în momentul când l-ai votat cu el, dar nu l-ai votat, n-ai votat și amantele lui. Credem că următoarea dată când se va vorbi despre această carte, se va vorbi la nivel internațional. Facem demersurile necesare, se pare încununate de succes pentru a o promova la Netflix și a o transforma într-un film. Sorin Roșca Stănescu face parte din grupul de gândire Gold, a cărui membru este și analistul politic Cosmin Gușă. Cumva amantele, sugerează autorii din această copertă, își țineau președinții sau politicienii sub papuc.